Ne-am reîntors, suntem în birourile de la Fire Credit. În această parte a emisiunii vom discuta despre piața recuperărilor de creanțe și care sunt proiecțiile pentru anii următori. Invitată alături de mine, de fapt eu sunt invitata ei, doamna Dana Ciobotariu, este manager recuperări creanțe la Fire Credit. Bună seara, bine v-am găsit. Bună seara, bine ați venit. Înainte de a ajunge la acest subiect al recuperărilor de creanțe, aș vrea să rămânem un picuț la subiectul pe care l-am abordat în prima parte a emisiunii despre această nesiguranță în privința salariilor de anul viitor. În condițiile în care salariile ar fi diminuate, în ce măsură credeți că ar fi afectată productivitatea? Și aici vorbim despre companii în general. Cum spunea colega mea mai devreme, oferim o serie de beneficii angajaților noștri, deci, cum puteți observa, punctăm foarte mult pe motivarea angajaților în general. Considerăm că în momentul în care angajații sunt demotivați, implicit scade și productivitatea lor. Așadar, companiile care încă nu au găsit sau nu au reușit să găsească o soluție pentru a interveni asupra acestui aspect, există posibilitatea ca aceștia să sufere o scădere a productivității. Deci interesul angajatorului este să își păstreze angajații fericiți, bine plătiți, da? Ca el să aibă la sfârșit de lună, la sfârșit de an, o productivitate crescută. Sau măcar la același nivel cu anul 2017. Interesul principal al angajatorului, să zic așa, și aici vorbesc prin prisma angajatorului Fire Credit, nu aș putea să mă raportez la un alt angajator din Iași sau din țară în general, este acela de a-și menține angajatul fericit, pentru că un angajat fericit și mulțumit produce mai mult sau produce la nivelele pe care compania și le așteaptă, se așteaptă să producă și oferă un serviciu potrivit clienților noștri în cazul de față. Cu siguranță un angajat motivat este un angajat care aduce un plus valoare companiei. Un angajat demotivat poate crea anumite situații care nu sunt tocmai ușor de gestionat sau plăcute. De ce nu? O diminuare a salariilor nete poate duce la restanțe, la plata facturilor și a ratelor, adăugăm și creșterile la prețuri și creșterea robor și avem rețeta perfectă. Și aici interveniți dumneavoastră, îi ajutați pe restanțieri să își țină sub control plata facturilor. În ce mod? Societatea noastră oferă o serie de servicii clienților noștri pentru a încerca să prevină sau să dea un suport în momentul în care clienții partenerilor noștri se găsesc în situații oarecum dificile. În funcție de natura și durata creanței, oferim un serviciu personalizat în funcție de necesitățile pe care le are clientul la momentul respectiv. Deci fiecare debitor, în cazul de față, este tratat în funcție de dificultatea pe care o întâmpină. Când auzim de recuperări de creanțe, nu avem așa o reacție tocmai bună și cred că dumneavoastră vă confruntați zi de zi cu această reacție, nu? Pentru că activitatea pe care o desfășurați nu este înțeleasă în mod tocmai corect. Haideți să explicăm un picuț telespectatorilor care sunt beneficiile serviciilor pe care le oferiți dumneavoastră și cum ar fi fără să avem această piață a recuperărilor de creanțe. Aș putea spune că poate în trecut, acum câțiva ani, era privită oarecum mult mai reticent față de cum este privită astăzi. Fire Credit, până la urmă, este o companie care și-a creat un nume pe piața din România, dar și pe piața internațională, mai ales pe piața internațională. Și atunci serviciile pe care le oferim sunt calitative. Clienții partenerilor noștri, în momentul în care sunt contactați de către un profesionist cu care lucrăm noi în cazul de față, se așteaptă la un apel telefonic de calitate. Și atunci, oarecum, în momentul în care te prezinți din partea companiei, deja abordarea pe care o are clientul în ceea ce privește operatorul, consultantul de recuperări creanței, este diferită. Se așteaptă ca de partea cealaltă să primească o soluție la problematica pe care el o poate avea la momentul respectiv. Probabil, având în vedere că sunt responsabil cu recuperări creanțe, aș putea spune că dacă nu ar exista recuperări creanțe, s-ar crea un oarecare haos la nivel național sau internațional. Noi suntem cei care, din punctul nostru de vedere și testat de către clienții noștri, oferim soluții. Soluții pentru fiecare individ, cum am spus mai devreme, pentru fiecare problemă pe care acesta o poate întâmpina la un moment dat în istoricul lui cu compania sau banca, pentru că în afară de facturi recuperăm și rate. Și atunci ne
comportăm, să zic așa, ca o adevărată societate care oferă servicii și suntem priviți ca atare, tocmai pentru calitatea pe care o oferim în momentul în care contactăm la dumneavoastră apelează persoanele juridice în general, nu? Există și persoane fizice care se îndreaptă către dumneavoastră pentru a solicita rezolvarea unei probleme financiare pe care o au? Nu avem contacte cu persoane fizice, cel puțin până în momentul de față nu ni s-a întâmplat să avem contracte încheiate cu persoane fizice. Lucrăm în principal doar pentru persoane juridice. Ok, dar ați întâlnit vreodată situația ca eu, Cristina Munteanu, care am o datorie foarte mare către o bancă și nu mai reușesc să o gestionez, până a se îndrepta banca împotriva mea, pot să vin către dumneavoastră și să spun ajutați-mă să rezolv această situație? Noi putem ajuta un client al unei bănci doar în momentul în care banca ne cere să lucrăm clientul respectiv. Dacă un client se îndreaptă către noi și nu avem în momentul respectiv în lucru clientul respectiv, nu îl putem ajuta în niciun fel. Putem eventual îl putem îndruma și putem ajuta, îndrepta către bancă la momentul respectiv, pentru că dacă banca nu a vorbit cu o societate de recuperare creanțe, în cazul ăsta Fire Credit, atunci e clar că nu putem interveni în niciun mod. Dar în momentul în care gestionăm clientul, sunt clienți care ne povestesc, să spun așa, despre situația lor economică și despre dificultățile pe care le întâmpină și atunci, doar în momentul în care știm cu exactitate, chiar încurajăm să ne spună care sunt problemele pe care le au, pentru că doar în momentul în care le cunoaștem cu exactitate, putem să le oferim soluția cea mai potrivită. Pentru că tindem în continuare să spunem fiecare client are problema lui și atunci soluția este diferită. Scopul nostru este de a găsi soluții și atunci încercăm să-i ajutăm. Îmi povesteați la începutul discuției noastre despre serviciul de prevenire. În ce constă acesta mai pe larg, vă rog, și care sunt avantajele? Când vorbim de prevenire, vorbim de o experiență pe care am acumulat-o în ultimii ani, pentru că ne-am dat seama clar că este mai bine să previi decât să încerci după să tratezi și oferim acest serviciu clienților noștri. Ce constă mai exact? Contactăm debitorii cu câteva zile înainte de scadență sau chiar în ziua în care le scade rata sau factura, dar în principal acest serviciu este pentru, se îndreaptă către clienții din sistemul bancar, pentru a încerca să diminuăm pe cât posibil restanța. Adică încercăm să facem în așa fel încât clientul respectiv să nu ajungă într-o perioadă de să ajungă restanțier sau în perioada în care este restanțier să fie cât mai scurtă. Deci unul dintre beneficii ar fi scurtarea îndatorării, pentru că dacă trece mai mult timp, riscul ca un client să acumuleze alte rate descoperite este mult mai mare și atunci încercăm să diminuăm durata îndatorării, dar și valoarea îndatorării clientului respectiv. Am văzut că la Fire Credit se pune accent pe deontologie și calitate. În același timp, vă implicați social. Cât de mult contează pentru dumneavoastră responsabilitatea socială? Într-adevăr, la baza activității noastre există un cod deontologic. Un cod deontologic care este urmărit la nivel internațional, pentru că atât pentru recuperările creanțe pe care le efectuăm în nivel internațional, dar și pentru România. Este importantă calitatea, pentru că nu doar calitatea respectării standardelor, calitatea mediului sau siguranța informației, cât calitatea privită ca un factor important pentru activitatea pe care o desfășurăm. Avem un departament de formare despre care menționa colega mea mai devreme, un departament de formare care se ocupă de angajații noștri în mod constant, oferindu-le sprijin în desfășurarea activității, pentru că activitatea de recuperare creanțe este o activitate care necesită o pregătire specială, pentru că vorbim de specială, specializată în domeniu. În plus, avem un departament de audit intern care se asigură că tot ceea ce se întâmplă pe partea operativă, la nivel operativ, este respectat și este în conformitate cu normativa în vigoare și cu standardele pe care le impune nu doar clientul partener Fire Credit, cât societatea Fire Credit, care are anumite valori, anumite principii și anumite standarde calitative pe care
vrea să fie, să le respecte în, în continuare. Puneți foarte mare preț pe calitatea celor care lucrează la dumneavoastră, angajaților de aici, salariaților. Contribuiți, îmi imaginez, zi de zi la creșterea acestei calități. Contribuim pentru că de-a lungul anilor, Fire Credit este de 6 ani pe piața din, din Iași, ne-am dezvoltat la toate, din toate punctele de vedere. Am creat un departament de resurse umane, care era de la început, dar s-a dezvoltat în timp, un departament de formare, un departament de calitate. Calitatea este importantă pentru că oferim servicii clienților noștri, intrăm în contact în mod constant cu clienții partenerilor noștri și fiecare client este un adevărat patrimoniu pentru companie, nu? Cum clienții noștri sunt patrimoniu pentru noi, la fel și clienții partenerilor noștri reprezintă un patrimoniu pentru, pentru ei și atunci apelul, interacțiunea pe care o are angajatul Fire Credit în cazul de față, consultantul de recuperări creanțe, este esențial în menținerea acestui raport dintre societatea creditoare, partener Fire Credit și debitor. Este important ca angajatul să trateze clientul partenerului nostru într-un mod corect și cât mai cordial, propunând soluții de plată potrivite. Așa cum spuneați, lucrați în piața de colectare a creanțelor. În ce fel a evoluat aceasta în ultimii ani și care sunt premisele pentru anii următori? În ultimii ani piața a evoluat considerabil și nu neapărat în sens pozitiv pentru economie în general. Pentru că, spre exemplu, dintr-un studiu, în anul 2016, valoarea creanțelor, mai ales în sistemul bancar, s-a dublat față de anul 2015. Datele pentru 2017 ancora nu sunt finalizate, dar cu siguranță va exista din nou creșterea acestei valori. Poate pentru că oamenii, România în general, în România în general a existat o putere de cumpărare mai mare, deci implicit un grad de îndatorare mai, mai mare și atunci în contextul economic actual, cu siguranță în anumite situații, cu cât riști să te îndatorezi mai mult, cu atât posibilitatea de plată devine din ce în ce mai diminuată, mai mică. Și atunci este clar că posibilitatea de, de creștere a valorilor, a datoriilor, să zic așa, este din ce în ce mai, mai ridicată, inclusiv în anul 2017. Spunea colega dumneavoastră că în anul 2018 veți face angajări. Din ce îmi spuneți dumneavoastră, este clar că vor fi aceste angajări. Ce așteptări aveți dumneavoastră la cei care vin la Fire Credit pentru a se angaja? În primul rând, Fire Credit cred că caută angajați care să fie cât mai deschiși, să-și dorească să învețe, să nu fie reticenți în momentul în care intră într-o nouă lume, aceea a recuperărilor de creanțe, pentru că pe piața ieșeană nu sunt foarte multe persoane cu experiență în domeniu, deoarece suntem la ora actuală, dacă nu mă înșel, singura companie sau printre puținele companii de pe piața ieșeană care oferă acest serviciu. Ne dorim să fie persoane care să aibă un nivel de limbă italiană, cel puțin mediu, pentru că, spunea colega mea mai devreme, principala activitate o desfășurăm către teritoriul, preponderent către teritoriul italian în momentul de față, să fie persoane care să aibă dorință de a se integra și de a lucra într-o companie care le oferă un loc de muncă potrivit pentru un loc de muncă în care se simt ca într-o familie. Așa ne place nouă să credem, să se integreze în familia Fire Credit. Pentru că, așa cum spunea și noastră la început, un angajat mulțumit este un angajat care aduce plus valoare companiei pentru care lucrează, nu? Absolut. Și un mediu de lucru plăcut, în afara, vorbim de valorile economice în momentul de față, pentru că contextul este de așa natură, dar cred că în afară de, de aspectul economic este foarte important și aspectul vieții pe care ne reușim să ne creiem la birou în fiecare zi și un mediu de lucru plăcut contribuie foarte mult la bunăstarea angajaților din punctul nostru de vedere și atunci e ceea ce ne dorim să creăm în fiecare zi pentru angajații noștri. Ce alte servicii mai oferă Fire Credit sau de ce ar trebui să se îndrepte către dumneavoastră potențiali parteneri?
Serviciile pe care le oferim sunt în principal servicii de recuperări creanței, adică asta este core business-ul nostru. Oferim servicii de la recuperări creanțe în soft, vorbim aici despre clienți care au poate o rată descoperită, până la clienți care poate au și 5, 6, 7, deci dificultatea pe care o întâmpină este mult mai ridicată și atunci avem persoane, consultanți specializați pentru fiecare situație de care poate o putem întâmpina în decursul vieții clientului, dacă pot să-l numesc așa, în cadrul băncii sau companiei de utilități. Ce sfaturi ați da celor care au restanțe? Cum să gestioneze mai bine această situație? Considerăm că este important ca fiecare dintre noi să își gestioneze într-un mod optim și conștient cheltuielile, dar totuși în cazul în care se întâmplă să înregistreze întârzieri la plata facturilor sau la plata ratelor, nu ar trebui să fie reticente în momentul în care sunt contactate de către o persoană care se ocupă de recuperarea creanțelor, pentru că acesta poate fi soluția rezolvării problemei debitorului respectiv. Haideți să revenim un picuț la responsabilitatea socială și felul în care se implică social Fire Credit. Pregătiți ceva anul acesta pentru sărbătorile de iarnă? Sigur că da. Considerăm că implicarea naște implicare și atunci nu ne interesează doar bunăstarea, sau în primul rând ne interesează bunăstarea angajaților noștri, dar ori de câte ori avem ocazia ne implicăm și în activități sociale. Spre exemplu, acum de Crăciun suntem implicați din nou anul acesta cu Asociația Bethany. Campania lor se numește Fii și tu Moș Crăciun. Vom merge de Crăciun într-un sat defavorizat din județul Iași, în care vom fi Moș Crăciunul copiilor dintr-o școală, de la clasa 0 la clasa 4, și vom duce cadouri, fiecare dintre ei având nevoi deosebite, nu doar jucării, și atunci vom încerca să îi mulțumim din toate punctele de vedere, pentru că, din păcate, nu au posibilități și atunci încercăm să ne implicăm și pe partea socială, care este iarăși un aspect foarte important. Înțeleg că v-ați implicat și în anii anteriori, nu în astfel de acțiuni. Ne-am implicat și în anii anteriori, anul trecut. Cred că marea majoritate a angajaților noștri a decis să meargă personal în satul respectiv pentru a amâna cadouri copiilor. Chiar ne-am mobilizat într-un număr foarte mare. Majoritatea au făcut cadouri copiilor respectiv, dar ne-am mobilizat într-un număr foarte mare pentru a merge în satul respectiv. Emoțiile pe care le-am trăit, vă dați seama, au avut un adevărat impact. Și anul acesta a creat din nou dorință în rândul angajaților pentru a putea oferi un moment de bucurie copiilor din mediul nu tocmai favorizat al Iașului. Felicitări pentru ceea ce faceți. Suntem la finalul acestei ediții. Aș vrea să vă rog să transmiteți un mesaj partenerilor dumneavoastră din partea Fire Credit. De ce să lucreze cu Fire Credit? Partenerii noștri ar trebui să ne aleagă sau de obicei ne aleg pentru profesionalismul de care dăm dovadă, pentru standardele înalte de calitate și pentru faptul că reușim să ne adaptăm exigențelor și necesităților lor. Vă mulțumesc tare mult, doamna Cebotariu, pentru că m-ați invitat în biroul dumneavoastră. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că ne-ați urmărit și astăzi. Ne revedem ca de obicei vinerea viitoare. Acest program a conținut plasare de produse.